În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, predică de la Părintele Cleopa la Duminica, dinaintea nașterii Domnului, despre nașterea duhovnicească a creștinului. Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, întrucât cu mila lui Dumnezeu suntem în ajunul prealuminatului praznic al nașterii Domnului, ne-am gândit să vorbim astăzi despre nașterea noastră, cea duhovnicească. Fără de aceasta, niciun creștin nu poate să se mântuiască, după cuvintele Mântuitorului care zice: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din Duh, Duh este. Dar, frații mei, când și cum primim noi această duhovnicească naștere prin apă și prin Duh? Negreșit, această naștere o primim toți la Sfântul Botez. Dar ce dobândim noi creștinii ortodoxi prin această naștere de la Sfântul Botez? Întâi, prin Sfântul Botez suntem iertați de păcatul strămoșesc și ne facem fii ai Bisericii lui Hristos. Prin Sfântul Botez suntem îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El la o viață nouă. Prin Sfântul Botez primim înaintea Sfântului Duh înnoire. Prin Sfântul Botez primim libertatea de a trăi în comuniune cu Dumnezeu, odată ce am fost izbăviți de păcat și ne-am făcut robi ai lui Dumnezeu. Prin Sfântul Botez ne-am lepădat de satana și de toate lucrările lui, după rânduiala Sfântului Botez, ne-am lepădat de omul cel vechi, am făcut mărturisirea de credință, ne-am făcut fii după dar ai lui Dumnezeu, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Știm cu toții că există un singur botez. Cel ce se botează a doua oară, cel ce botează a doua oară pe cel botezat în numele Preasfintei Treimi, acela a doua oară răstignește pe Hristos după Sfântul Ioan Damaschin. Au fost cazuri în biserică când, în vederea economiei, s-a primit botezul schismaticilor și chiar al ereticilor. Din cele spuse până aici, am arătat despre nașterea duhovnicească a creștinului prin Sfântul Botez și că în Biserica lui Hristos este un singur botez. Să vorbim acum și despre alte nașteri duhovnicești care sunt înainte și după botez și în ce condiții se poate totuși repeta botezul. Nașterile spirituale dinainte și de după botez se pot repeta ori de câte ori este nevoie, spre folosul sufletelor omenești. Care sunt aceste nașteri spirituale care se pot repeta? Întâi este nașterea spirituală care se face prin cuvânt, prin care se trezește omul la o viață nouă în Hristos, spre a părăsi păcatele și credința lui rătăcită. Cu acest botez al cuvântului, Sfinții Apostoli, mai înainte de a boteza pe catehumenii din păgâni și din iudei, îi trezeau la credința cea adevărată în Hristos prin predica cuvântului lui Dumnezeu. Așa vedem că Marele Apostol Pavel, după pogorârea Sfântului Duh, a propovăduit Evanghelia în Ierusalim, adeverind despre învierea Domnului și pogorârea lui în iad. Prin această predică au crezut în Hristos în acea zi ca la 3.000 de suflete. Vedeți că și aici credința a venit prin auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu. După aceasta a urmat și Sfântul Botez al celor ce au fost treziți la credința în Hristos Iisus, prin cuvântul adevărului. Aceasta a fost o naștere duhovnicească
Înainte de primirea Sfântului Botez, de această naștere duhovnicească prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, vorbește și Sfântul Apostol Pavel zicând, căci de ați avea 10.000 de învățături într-un Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Dar și în alt loc, Sfântul Apostol Pavel numește copiii ai săi și pe cei ce i-a născut prin cuvânt zicând, o copiii mei, pentru care sufer iarăși durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Mai arată că și pe Onisim l-a născut prin cuvânt când era în temniță și în lanțuri și zicea, te rog pe tine, pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanțuri. Din aceste mărturii ale Sfintei Scripturi și din altele, pe care nu le mai însemnăm aici pentru scurtime, se cunoaștem că este și o naștere spirituală prin Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, frații mei, să știm că mai este și a doua naștere duhovnicească, ce se face prin taina Sfintei Spovedanii și prin canon de pocăință numită și al doilea botez, după rânduiala tainelor creștinești. Deci, prin adevărata spovedanie și pocăința cea cu lacrimi, se face o naștere spirituală. Despre aceasta zice Grigore Teologul, lacrimi de pocăință vărsându-se este asemenea cu botezul. De aceea și Biserica Ortodoxă, având mărturiile Sfintei Scripturi și ale dumnezeieștilor părinți, înțelege că spovedania curată este al doilea botez. Însă să nu uităm că nașterea duhovnicească de la Sfântul Botez prin apă și prin Duh nu se mai repetă, iar nașterea prin cuvânt, prin spovedanie și pocăință, cu lacrimi, o putem face oricând este nevoie, spre folosul sufletelor omenești, spre îndreptarea și spre luminarea lor. Căci dacă prea bunul și prea înduratul Dumnezeu n-ar fi rânduit nașterea duhovnicească prin spovedanie și pocăință, cu adevărat nimeni din noi nu ar putea să se mântuiască, căci niciun om nu este fără de păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea toți avem nevoie de spovedanie și pocăință și facerea canonului. Este încă și altă naștere duhovnicească care tot prin spovedanie și făgăduință de îndreptare se face. Este tunderea în monahism sau călugăria pe care Sfinții Părinți o înțeleg ca un al doilea botez. Ultimul și cel mai mare botez și deci nașterea duhovnicească este mucenicia, adică botezul sângelui pe care l-au primit toți martirii care au fost chinuiți și uciși pentru credința cea dreaptă în Hristos. Prin aceste chipuri de naștere duhovnicească arătate până aici și mai ales prin botez și spovedanie, Biserica lui Hristos aduce mirelui ei mare și nemăsurată mulțumire, mulțime de suflete care prin darul și mila lui Dumnezeu dobândesc mântuirea și moșenesc împărăția cerurilor. Acest adevăr îl arată luminat Dumnezeiescul Părinte Efrem Siru zicând, pocăința este dar de multă roade aducător, căci în tot felul aduce lucru îmbunătățit lui Dumnezeu. Pocăința este țarină mult roditoare care în toată vremea se lucrează. Pom al vieții este că pe mulți care au murit prin păcate îi înviază. Pocăința zice păcătoșilor, dați-mi mie greutatea păcatelor. Aceasta îmi este mie dobândită prin faptă. Ai credință? Dăm dobândirea credinței, adică pocăință. Prin trânsa se face credința ta lucrătoare. A văzut Dumnezeu că pe neamul omenesc îl tulbură vrăjmașul diavol și a pus împotriva lui pocăința spre curățire.
Acela îndeamnă să păcătuiască, iar pocăința este gata să primească pe cel care păcătuiește. Vrăjmașul silește pe om să nelegiuiască, iar pocăința îl sfătuiește să se întoarcă. Acela se silește să deznădăjduiască pe om, iar această nădejde de mântuire îi făgăduiește. A zis Isaia prorocul: când te vei întoarce și vei suspina, atunci te vei mântui. Iată, îți aduce ție mărturie, numai pocăiește-te. De vei suspina cel ce ai păcătuit, îndată cu suspinul și căutatea balaului a ieșit. Pocăința îl povățuiește pe om spre mântuire și atunci, nu numai că vei suspina, ci și lacrimi vei vărsa cu multă durere. Că sufletul văzând ca pe un tată pe Dumnezeu, după o vreme se pornește către lacrimi. Și lacrimi varsă pentru două pricini: ca să plece pe Dumnezeu spre iubire ca pe un părinte și să curățească de răutatea șarpelui. N-ai auzit ce zice David? Spăla voi în toate nopțile patul meu. Însă întâi a suspinat și apoi a lăcrimat. Îți arăt ție din firea cea mai presus, cea prea mare, că mai întâi se face vânt și apoi vine ploaia. Întâi tunetul trăznește și apoi norii pică ploaie. Același proroc David zice: osenit am întru suspinul meu. Iar oseneala suspinului este mulțimea lacrimilor de pocăință. Oseneala suspinului este durerea inimii. Drept aceea s-a dovedit că și lacrimile se înmulțesc când suspinurile înainte povățuiesc. Deci nu se cuvine să ne desnădăjdim de mântuire, fraților, având maică pocăința. Iubiți credincioși, am socotit de cuviință să arăt din cuvintele Sfântului Efrem Sirul cât de mare este taina pocăinței și a spovedaniei și cât de mare mulțime de suflete se apropie de Dumnezeu prin această naștere duhovnicească a adevăratei pocăințe. Dumnezeiasca Evanghelie ne spune că și în cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește. Și dacă pentru unul care se pocăiește se face atât de multă bucurie în cer, oare câtă bucurie se face la Dumnezeu pentru nenumăratele mulțimi de suflete care se întorc către El și din toată inima lor? Știm și din altă mărturie a Sfintei Scripturi că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Deci fericiți și de trei ori fericiți sunt acei oameni care se întorc către Dumnezeu cu adevărată pocăință, părăsind păcatele. Că dacă botezul este spălare de păcate și sfințire pentru om, tot așa și pocăința adevărată este curățire și spălare de păcate, care face pe om renăscut și renoit înaintea lui Dumnezeu. Aceasta o spune și Sfântul Grigore Teologul: știu încă și al cincilea botez al lacrimilor, dar este mai osenicios. Mare este pocăința și lui Dumnezeu foarte iubită, căci voia lui cu adevărat o face. Aceasta este masa lui Dumnezeu, căci prin trânsa mănâncă mântuirea oamenilor. Zice și Mântuitorul: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu celui din ceruri. Deci pocăința este pâinea lui Dumnezeu cea minunată. Iar bucatele cele de multe feluri ale lui Dumnezeu sunt înfrânarea, postul, privegherea, rugăciunea, întinsă și supunerea cu smerenie. Că de acestea se îndulcește Dumnezeu mai mult decât de celelalte jertfe. Zice și Sfântul Apostol Pavel că lucrarea faptelor bune este pâinea stăpânului. În continuare zice: drepții sunt mici, drepții prin mici fapte mai mult îmblânzesc pe stăpânul decât unii care lucrează multe.
că nu la față privește Dumnezeu, ci la punerea înainte și la voință. El nu caută la ceea ce se face, ci la osârdia cu care se săvârșește. Văduva cu bănișorii, pe cei mulți cu bani de aur i-a biruit. Zice iarăși Sfântul Efrem, mare topitoare este pocăința fraților, că își primește aramă și schimbă în aur, plumb primește și dă argint. Iarăși zice, mare folos a adus oamenilor pocăința, că prin ea, ca pe Dumnezeu îl face milostiv, mare este pocăința pe pământ, că sufletelor se face scară către cer, ridicându-le acolo de unde au căzut prin păcat. Iubiți credincioși, duminica de astăzi este numită duminica dinaintea nașterii Domnului. Ea are rolul de a ne pregăti duhovnicește pentru marele praznic al întrupării Fiului Dumnezeu din Fecioara Maria în peștera din Betleem pentru mântuirea lumii. Cea mai bună pregătire a creștinilor și a noastră pentru întâmpinarea Mântuitorului este pocăința, mărturisirea de credință a păcatelor și începerea unei vieți duhovnicești noi în Iisus Hristos. Iată, Mesia vine, Fiul lui Dumnezeu este trimis de Tatăl în lume, Fecioara Maria cu bătrânul Iosif caută loc de naștere în Betleem. Dar nu găsește, steaua se pregătește să răsară pe cerul lumii. Arhanghelul Gabriel, care a slujit la taina întrupării, se bucură. Lumea așteaptă, diavolii se cutremură, iar lumea se pregătește, sufletește să primească pe pruncul Iisus. Dar noi, frații mei, că cum ne pregătim să primim pe Hristos? Vine în lume Domnul Păcii, va afla El loc de odihnă în inimile noastre? Oare noi ne-am împăcat în pocăință cu Dumnezeu și fiecare unul cu altul prin iertare? Vine la noi Mântuitorul Lumii să împace popoarele, să liniștească mințile, să spele păcatele și să mântuiască sufletele noastre. Dar oare noi ne-am pregătit să-L primim pe Hristos? Ne-am mărturisit păcatele la duhovnic? Am plâns pentru ele? Am făcut canonul cuvenit? Ne-am înnoit duhovnicește prin rugăciune, prin milostenie și împăcare? Ne-am unit cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie? Sau tot amânăm pocăința până va veni fără de veste sfârșitul? Fericita Fecioara Maria a găsit loc de naștere Fiului lui Dumnezeu în peștera din Betleem, că nimeni n-a vrut să o primească. Oare noi ne-am pregătit să-L găzuim pe Hristos în inimile noastre? Dar El nu intră să se sălășluiască în inimile pline de ură, de mândrie și de sfârnare. Hristos nu intră în casele unde stăpânește beția, uciderea de copii, desfrâul și necredința. Hristos nu se naște prin Duhul Sfânt în inimile robite de patim și mai ales de Duhul mândriei și al deznădejdii. Așadar, frații mei, să ne pregătim că vine Hristos în lume să o împace și să o înnoiască, căci lumea nu mai poate trăi fără El. Vine în casele și inimile noastre să se nască din nou, să ne ierte de păcate, să ne dăruiască trupul și sângele Său, să ne prefacă inimile împietrite în biserică vie, în altar de rugăciune și de jertfă. Deci nimeni să nu fie trist și tulburat, nimeni să nu închidă ușa sufletului său, nimeni să nu mai zacă în beții și desfânări, în nepăsare și credință, și să ne curățim și să ne împăcăm, să ne înnoim duhovnicește și împăcându-ne unii cu alții, împreună cu îngerii să cântăm: Hristos se naște, slăviți-L, Hristos în cerul întâmpinați-L, Hristos pe pământ înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul, sfârșit și lui Dumnezeu laudă.